Trebuie să fim conștienți că veniturile în România nu pot crește peste noapte. Și la momentul aderării, și acum, există discrepanțe majore între veniturile aceleiași categorii de angajați în România și în străinătate. Am învățat și eu, veți învăța și dumneavoastră, că acest lucru se datorează în principal productivității muncii. Dar să fim sinceri, nu putem să credem neapărat teoria economică. Pentru că este greu de crezut că un angajat bancar din Elveția este de 5 până la 7 ori mai productiv decât un angajat bancar în România, sau un profesor din Franța este de 5 ori mai productiv decât unul din România. În același timp, trebuie să înțelegem că investitorii străini nu vor veni în România să aducă bani de acasă pentru a avea în România salarii comparabile cu cele din vest. Am intrat într-o economie de piață. Am intrat într-o societate bazată pe profit. Orice investitor are în vedere maximizarea profitului. Și nu în mod neapărat bunăstarea angajaților, creșterea veniturilor acestora. În România, accentul pe bunăstarea și drepturile angajaților se pune doar în instituțiile publice de stat. Cu o excepție. Universitățile, unde încă salarizarea se face pe bază de performanță, se asigură salarii diferențiate și trebuie să vă spun că această diferențiere va trebui accentuată în anii următori, atât timp cât bugetul ne permite. Am citit de curând și un interviu al unui mare CEO, al unei companii multinaționale, care operează și în România, în domeniul IT, și care, sigur, aproape ca de obicei, era nemulțumit de calitatea absolvenților din România. Cu toate acestea, recunoștea că absolvenții din România sunt peste media europeană. Este evident că orice angajator își dorește absolvenți cât mai repede și cât mai performanți pentru a avea un profit maxim. Dar uită că, în comparație cu situația de acum 30 de ani, astăzi licența este doar de 4 ani și trebuie să fie lăsați și îndemnați studenții să facă și master încă 2 ani, spre comparație cu situația de acum 30 de ani, când licența era de 5 ani și urmau 3 ani de stagiatură. Astăzi toată lumea mai are răbdare. Și da, pentru că suntem într-o economie de piață în care am optat să intrăm acum 30 de ani, e orientată pe profit. Vă asigur, în acest sens, dragi studenți, că Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava vă pregătește pentru o piață europeană a muncii. Nu neapărat pentru piața românească a muncii. Și chiar dacă acest lucru nu este agreat de o parte a comentatorilor din România, pentru că am precizat, se reduc numărul de contribuabili, aveți ocazia, cu diploma obținută la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, să lucrați oriunde în Europa, oriunde în lume. Doar că trebuie să și reușiți. Pentru că rata de succes, dragi băboci, este situată între 40 și 80%. Dragi băboci, ați ales o universitate de prestigiu. Dacă datele și filmul de prezentare nu vă convin, veți vedea în lumea următoare. Avem în această universitate un colectiv de cadre didactice excepțional. Dar, dragi băboci, nu vă lăsați doar pe seama profesorilor voștri.
Nu vă așteptați ca aceștia să vă umple de cunoștințe. Partea cea mai importantă a muncii este a dumneavoastră. Marile universități din lume sunt renumite prin calitatea studenților și absolvenților, care sunt în principal autodidați și care, evident, au parte și de profesori excepționali, experți în domeniile lor de cercetare. Pentru că la fiecare final de alocuțiune am obișnuit asistența și cu un citat. De data aceasta am ales un citat, zic eu, adecvat momentului, din Socrate. Educația este îmbrânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas. Așadar, dragi colegi, dragi profesori, vă invit să procedeți la îmblânzirea flăcării tinerii generații de boboci care pășește în Universitatea Sperma cel Mare din Suceava. Iar vouă, studenților, vouă, bobocilor, vă doresc să mențineți vie flacăra studențimii sucevene și în următorii ani. Declar deschis anul universitar 2019-2020 și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului director. Pentru că fiecare instituție se confruntă cu propriile provocări, dorim să asigurăm reprezentanții administrației publice locale prezenți astăzi la ceremonia de deschidere a anului universitar, de faptul că parteneriatul cu instituțiile pe care le reprezintă rămâne o constantă în dezvoltarea comunității academice sucevene. O invit la microfon pe doamna prefect Mirela Elena Adomnicu. Stimați invitați, bună ziua tuturor! Suntem într-adevăr la debutul unui an academic, debut care are loc, într-adevăr, sub auspicii deosebite, pentru că Universitatea Sucebeană înregistrează, după două sesiuni de admitere, cea mai mare creștere din ultimii 8 ani. Și aveți peste 4.000 de boboci la toate ciclurile de studii, licență, masterat, doctorat. Și asta vi se datorează. Pentru că ați avut, în primul rând, o preocupare în ceea ce privește atractivitatea programelor de studii și nu pot să nu subliniez și eu surpriza pe care ne-au creat-o cele două programe noi, Psihologia și Asistența Medicală Generală, care au reușit să-și ocupe locurile încă din prima sesiune de admitere și potrivit și de locurile cercetate și de locurile dumneavoastră. Asta demonstrează că universitatea noastră se află pe drumul cel bun, în special în ceea ce privește recuperarea desincronizării create de-a lungul timpului între dinamica de pe piața muncii și oferta educațională. Desincronizare inevitabilă. Dar care este o provocare? Și pentru dumneavoastră, având în vedere că studenții, boboci sau un an mai mari, la absolvire, s-ar putea să se confrunte și să găsească pe piața muncii ocupații care acum nici nu există în clasificarea ocupațiilor din România. De aceea, misiunea dumneavoastră este de a găsi acele specializări care să le permită să se integreze cât mai rapid pe piața muncii unde vor ajunge. Indiferent dacă această piața muncii este în țară sau în afară. Dar pe lângă specializarea absolvită, am nevoie de acele competențe care să le permită să se adapteze rapid oriunde va fi locul lor de viață și de muncă, în țară sau în afară, și indiferent ce va genera foarte rapid piața muncii. Aș vrea să mă adresez și eu bobocilor, am văzut că ei sunt beteta evenimentului de astăzi. În primul rând vreau să-i felicit că au ales Universitatea Sucevană, să le urez bun venit în studenție pe care, din proprie experiență, și o pot confirma și adulții aici de față, indiferent de calitatea pe care o au, mai târziu această studenție o veți percepe ca o copilărie a vieții de adult. Pentru că este prima etapă pe care o veți simți
mai îndepărtați de umbra competitoare a familiei, care știți foarte bine, încă nu se obișnuiesc cu gândul că nu mai sunteți copii. De aceea vă doresc ca în această universitate să aveți norocul, privilegiul, să întâlniți oameni deosebiți, fie că sunt profesori, fie că vă sunt colegi din anii superiori, oameni deosebiți care să vă facă această tranziție către viața de adult mai plăcută, mai utilă și mai ales să fie memorabilă. Pentru toți ceilalți studenți din care le-am, această perioadă a studenției este o perioadă a devenirii voastre și este o perioadă care vă pregătește pentru ceea ce veți deveni în societate și în comunitate. Și dacă vorbim despre comunitate, vreau să apreciez dialogul consistent și activ al universității cu toți participanții la viața comunității, pentru că, într-adevăr, încrederea publică a unei instituții academice nu este dată doar de reputația academică, ci și de această colaborare invocată aici de domnul rector și de domnul profesor cu administrația publică locală și cu toți participanții la viața comunității, pentru că avem nevoie de universitate, după cum universitatea este parte componentă a acestei comunități și am simțit-o și simbolică această deschidere către comunitate prin marșul acela al absolvenților care anul acesta a ajuns la a treia ediție. Dragi studenți, cred că și de acasă vă auziți părinții, să fiți studenți buni, pentru că astfel și părinții voștri și profesorii se vor mândri cu dumneavoastră. Fiți studenți buni pentru că în felul acesta veți reuși să faceți față la toate provocările pe care le-a enumerat așa puțin sumbru domnul rector în ceea ce privește și statisticile și în ceea ce privește experiența conducerii acestei universități. Pregătiți-vă pentru viață. Vă doresc să vă găsiți locul. Un loc personal, dar și profesional și pe care eu îl doresc, indiferent dacă veți avea o ocupație, o meserie, un job sau o carieră, să fie totuși aici, acasă, prin avem nevoie de voi. Un an academic deosebit, mult succes și baftă la examen! Pentru un mesaj adresat comunității academice, invităm pe domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Lutu. Bună ziua, dragi studenți, dragi părinți, dragi profesori, dragi invitați. Am venit și eu astăzi aici să-mi exprim susținerea din partea administrației județene față de învățământul universitar în Suceava. Trebuie să încep felicitând universitatea și pe domnul rector pentru performanțele pe care această universitate le-a avut și le are. Sunteți în multe domenii în top, sunteți campioni la ceea ce înseamnă cercetarea și distințiile pe care le-ați obținut și meritați toate aprecierile noastre. În al doilea rând, am trei mesaje ca șef al administrației județene. Primul, chem Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava la acțiuni de eliminare a decalajelor dintre regiunea Nord-Est și celelalte regiuni din România. Și o spun asta pentru că Universitatea va trebui să devină elementul de dezvoltare, de idei, de soluții alături de administrația publică, alături de Camera de Comerț, de mediul de afaceri. Pentru că realitatea economică asta arată. Suntem la 60% din PIB-ul României și aproape jumătate de vecinii din vest. Universitatea poate și trebuie alături de noi să fie un factor de dezvoltare, un factor dinamizator. În al doilea rând, Consiliul Județean Suceava salută inițiativa de a deschide noi domenii de pregătire în domeniul sănătății și așa cum merge Universitatea, sperăm ca în perioada următoare
să avem și o facultate de medicină, noi vă susținem. Și o spun ca om care am în coordonare Spitalul Județean Suceava, cam care mai are destul de puțin să devină un spital clinic. Sunt trei discipline în momentul de față la dumneavoastră în zona sănătății, a medicinei. Sigur că sunteți în competiție. Știu eu bine ce înseamnă hegemonia marilor universități care nu se bucură atât de mult să mai deschideți un alt domeniu aici la Suceava. Dar dacă o să fie unde face practică, dacă o să venim cu investiții concrete, aveți un sprijin în plus. Și vă dau un exemplu. Spitalul nostru județean are astăzi un centru de perfecționare a cadrelor medicale. Noi avem peste 700 de asistenți medicali care se pregătesc pe un program european. Și ce bine că veniți dumneavoastră acum cu această nouă secție pe care o înființați în acest an. În al doilea rând, parcul industrial Suceava. Suntem în linie dreaptă, sper în 2 luni de zile să avem aprobarea pentru deschiderea parcului industrial Bucovina 1 de la aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Împreună cu dumneavoastră, noi avem un cluster, o asociere alături de Primăria Suceava, de Primăria Botoșani. Și acolo va trebui să începem activitate intensă de atragere de investitori. O facem. Săptămâna viitoare voi fi la Expo Real, la Târgu, unde din nou prezint ofertele Bucovinei și va trebui să devenim mult mai ofensiv alături de dumneavoastră de universitate, pentru că zona noastră are probleme, problemele pe care le spunea rectorul Popa. Demografia, migrația, dar și subdezvoltarea. Și va trebui să găsim soluții la fiecare dintre ele. Și asta nu se poate face decât prin dezvoltare economică consistentă și curajoasă. De aceea, eu, ca șef al administrației, îmi pun mare speranță în colaborarea viitoare cu dumneavoastră, așa cum am avut-o și până acum, să punem umărul pentru dezvoltarea Sudului Bucovinei. Și să nu uităm niciodată legătura cu Cernăuțul, pentru că această universitate de la Suceava este parte a Universității din Cernăuț, care trebuie să o spuneți mai răspicat, pentru că sunteți prea timizi și spuneți destul de încet acest lucru. Universitatea din Cernăuț, alături de cea din Cluj, de cea din Iași, au însemnat și înseamnă ceva în învățământul din România Mare. Eu am găsit, vorbindu-se în șoaptă și despre Bucovina, parcă se supăra cineva. Trebuie să vorbim mai tare și despre Bucovina și despre învățământul din Suceava, ca parte a învățământului Marii Universități din Cernăuț. Vă doresc succes, Doamne ajută și gândul cel bun. Vă mulțumim, domnule președinte. Așa cum sublinia și domnul rector, avem un parteneriat foarte strâns cu Primăria Municipiului Suceava. Îl invit la microfon pe domnul primar Ion Lung. Domnule rector Popa, domnule rector Gaur, domnule președinte al Consiliului Județean, stimată doamnă prefect, stimați profesori, dragi studenți, mă bucur să am posibilitatea să fiu împreună cu dumneavoastră la deschiderea noului an universitar 2019-2020. Sigur, deschiderea unui nou an universitar reprezintă totdeauna un început. Mai ales un început pentru Boboci, trebuie să fac mult în acest an, 4 luni. Și dați-mi voie să vă spun, în calitate de primar al municipiului Suceava, bine ați venit la Suceava, în primul rând, celor din afara României, dar și în celelalte orașe din România. Sigur că perioada studenției este cea mai frumoasă din viață, dar și cea mai importantă. În această perioadă, dumneavoastră vă formați ca oameni, vă formați caracterele, vă împliniți ca oameni. Și de aceea este o perioadă foarte importantă. Eu am toată convingerea că dumneavoastră trebuie să dați toată sedința să vă formați cât mai bine ca viitori oameni, ca specialiști pentru orașul nostru, pentru județ, pentru România. Spunea foarte bine aici domnul președinte Gheorghe Fructor că este foarte important pentru comunitatea noastră
pentru orașul nostru, în ceea ce ne dorim să transformăm Suceava într-un oraș cu Smart City, un oraș inteligent. Și vă așteptăm alături. Sigur că noi avem mai multe proiecte în acest domeniu, începând cu transport electric, cu iluminatul public, cu încălzirea orașului, mai nou acel proiect aplicat care se referă la emiterea 15 documente de sport electronic la Primăria Municipiului Suceava, mai nou în domeniul stabilității, unde spune, suntem un exemplu la nivel de țară și nu numai. Și, bineînțeles, ultimul proiect la care m-am întors aseară din Italia, în Sardinia, se referă la acel sistem de calduri. Și aici avem doamna răspuns, domnul rector, vis-a-vis de posibilitatea de suportare a transportului la studenți în totalitate. Și cred că este posibil că acest sistem de calduri, și vom încerca să bugetăm anul viitor, în așa fel cu un cald pe care se emite primăria, studenții se poate recepta gratuit în oraș, se poate merge gratuit la teatru, la muzeu, la bibliotecă, la activități culturale, la activități sportive și alte evenimente care au loc în oraș. Nu este o iluzie, este o realitate și eu vreau să bugetez de anul viitor acest proiect. Sigur că, așa cum spunea domnul rector și m-a provocat, dar domnul rector, dumneavoastră lucrez pentru universitate, la ora 7 am semnat autorizația pentru mansardarea Academiei numărul 1, la ora 7 și 10 minute am avut discuții cu Adi Chiuț, pe care vreau să vă asigur și vă asigur și vreau să aici, că primăria municipiului Suceava rămâne principalul finanțator la echipa de handball și cele 300 de lei pe care avem în bugetul acesta, fi contat în totalitate. Sigur, când am vrut să-i dăm, nu era ei doar prin hârtie. Când au fost doar de hârtie, nu avem noi bani. Dar o să-i avem și cu siguranță o să-i dăm. Și în celălalt domeniu de activitate, sigur că avem o relație foarte bună. Mulți studenți de la dumneavoastră fac practică la primărie și mă bucur acest lucru, mai ales la Facultatea de Drept și Administrație Publică. Așadar, iată că avem o colaborare foarte bună. Avem proiecte care zic că vin în primarea dumneavoastră și bineînțeles că, în primul rând, în întâmplarea tinerilor, a studenților, mă refer aici la mai multe zone de agrimente care le avem în fază de realizare, cea de pe Râul Suceava, care a fost citată și urmează execuția, cea de la Ștrangul, de fapt, cum am spus noi, este 3 milioane de euro, la fel care a fost citată, e dat vorbim în începerea lucrărilor, mai nou cea din parcul și, uite, iată că mai avem mai multe zone de agrimente, dumneavoastră tinerii să vă puteți petrece, mă rog, timpul liber, să vă puteți recrea. Încercăm să facem condiții ca Suceava să devină un oraș atractiv și pentru studenți, atunci când veți fi puși în situația de a alege un oraș să-ți alege Suceava. Profit aici, am zis că este doamna inspectorul general școlară și știință română, din mai multe motive, mi-a fost felăzătoarea fetei mele și mulțumesc. Astăzi, fata mea are încălzită relație ca de mamă cu doamna inspector general școlar, dar o rog să facem un inventar mai aspru la școli, dacă trebuie să ne răspund, să ajutăm universitatea, pentru că sunt convins că mai au spații de cazare. Eu am câteva, mă rog, inspecții la școli și a fost jenant când am găsit muncitori cazați acolo, fără să aibă aprobarea primăriei, în loc să dăm acele camere pentru studenți, pentru tot modul. De aceea vă rog, doamna Mihai, să facem împreună această activitate de inventariere și sunt convins că mai putem găsi locuri pentru universitate. Așadar, dați-mi voie în continuare să vă mulțumesc, să vă doresc ca studenți un an universitar bun, cu multe realizări, cu rezultat bun la învățătură, un an bun universitar pentru profesori. Dați-mi voie să vă mulțumesc în numele comunității, pentru generațiile pe care ați pregătit dumneavoastră, un domn profesor îmi cere scuze că văd, dar nu știu exact cum îi cheamă, discutam cu el aici când veneam la universitate, că, mă rog, e de vreo 38 sau chiar 40 de ani aici la universitate. Vă mulțumesc că vorba dumneavoastră, îmi cere scuze că nu știu exact numele, dar sunt convins că sunt mulți în statea dumneavoastră și aveți respectul comunității. Așadar, mult succes în nouă an universitară!